Mamă, cum fierbe. Vezi, mă? Și aparatul de sudură e bun la ceva. Dar orice e bun la ceva. Eu încerc să-mi aduc puțin aminte de copilărie, de când eram mic și fugeam pe aici. Bă, fraților, povestea seara, zice, bă, mi-aduc aminte când alergam pe aici, pe curte, de scul și alea. Zic, uite, frate, cu ăștia, simte-te ca acasă. Și asta a gândit la chestia aia, zice, bă, lasă-mă să mă simt ca acasă. Nu prea pot eu să stau pe aici de scurs, că sunt țepi dintre astea, dar na. Una este când stai aici și simți pietrișul ăsta, nisipul ăsta sub picioare și când te uiți aici că ai început să miști tot în câteva zile, da. O săptămână. Bă, nu mă așteptam să facem o grămadă chestii azi, adică am alergat, am muncit. Azi am alergat foarte mult azi. Zic că dacă avem timp, cred că turnăm și șapa aici, dar să vedem, bă, ce bine se simt picioarele mele aici în pietrișul ăsta. Da. Ce am reușit cu puțină ambiții și cu aia, n-ai treabă, azi turnăm fără probleme. Zici? Mâncăm și noi ceva, că n-am. Da, fraților, nu putem să stăm să nu mâncăm ceva. Avem plas, avem cum, ce trebuie. Cum este să stai aici, în garaj? Bă, dar îți dai seama că să ai o pereți, să ai și tu un pat unde să... Păi de-aia și facem, fraților, vrem să facem, pentru că în Dubă e frig și azi noaptea am tremurat ne-a luat dracii pe românești, așa. Da. Și de-aia încercăm să batem puțin din picior, să terminăm aici cu garajul ăsta, să punem și noi. Să ne odihnim ca lumea, că muncești toată ziua și dacă nu te odihnești, parcă n-ai nicio chestie. Băi, și când te gândești câtă treabă, ziceam că facem azi, dar nu ai cum să... Nu e pentru că e de alergat, trebuie să iei aia, au venit materialele, n-au venit toate astea, a trebuit să ne mai ducem noi să mai luăm, ați văzut, blană, rectangulară și toate nebunile care ne mai trebuie. Nu e simplu așa, că așa ne-am gândit și noi, ne trezim și turnăm. Da. Dar nu e simplu, nu e simplu deloc. Dar... cu ambiție și cu ajutor de sus, le facem pe toate. Toate, clar. Dar acum hai să mâncăm, că eu vorbesc din ce în ce mai puțin dacă nu mănânc. Cred că vorbește burta în locul tău. Sunt rupt în două, tu n-auzi, dacă îmi pui un geam aici în față, te uiți în stomac. S-a lipit burta de și raspinării. Ce vorbești, tu știi cum sunt? Dacă trag aer în piept, înveți coloana. Bă, na. O să facem, fraților. Facem pe toate așa ușurel. Bă, deci nu vine să cred că stau aici și fac vlog de aici. Mă gândeam eu ani de zile că o să ajung să vin să fac aici unde am copilărit. Voi nu vă dați seama ce sentiment și ce... Nu știu, e diferit, e altceva, e... Am ajutat pe multă lume, am ajutat pe mulți, dar e cazul să fac și pentru mine ceva, pentru sufletul meu. Pentru că dacă nu faci asta, nu faci azi, nu faci mâine, trec ani și ne dăm seama că ajungem unde ajungem și n-am făcut mai nimica. Așa că de-aia vă și spun, am nevoie de voi, de toți, să fiți lângă mine, am nevoie de mult, am nevoie, nu trebuie să... Dacă să fiți acolo să ne susțineți, pentru că asta chiar contează mult, mult, mult. Da. E un sentiment foarte ciudat. Cred că, uite, sunt o grămadă care se uită la mine, poate, în momentul ăsta și în fața televizorului aici. Sunteți plecați pe unde sunteți, prin afară, prin munciți de dimineață până seara. Și când veniți acasă în România, unde ați copilărit, unde ați crescut, cred că toți vă dați seama cam ce simt eu în momentul ăsta. Dar hai să nu devenim melancolici și să punem să mâncăm, că probabil fac așa că nici nu am mâncat, dar nu, glumesc. Să știți că este altceva, e ceva pentru sufletul tău. Am pus și un pahar de bere aici, mordeală, văd că i-a fost sete. Eu n-am apucat pentru că ați văzut, am fost în col, am fost să luăm blană, am fost să luăm astea. Și zic că până diseară nu mai avem nimic, nu mai trebuie să mai plecăm cu mașina, nu?
nu mai ajunge să turnăm ăsta. Și așa am alergat 3 sferturi de zi aproape. Am alergat, fraților, și este e mult de muncă. E mult, mult, mult de muncă. Dar nu ne plângem. Nu ne plângem deloc, pentru că o să o ducem la bun final. Trebuie. Mai greu, mai ușor. Iar iurea că nu putem, nu ne putem odihni, nu avem unde să stăm, să pui capul pe pernă, să te trezești tu ca omul. M-am trezit dimineața, m-am trezit cu ochii umflați, lipiți. E destul de... Da, iurea sentimentul, dar... Eu am... Pentru mine nu e greu asta, eu... Dacă mă apuc o dată greu, să vă spun... Greu, asta greu, nu, nu, lasă, nu. Dacă mă apuc să vă spun povestea mea de viață... Dar nu vreau să cersez mila nimănui pe aici. Nu, lasă, lasă așa, ne vedem de ale noastre, știi, și totul merge înainte. Mordeală știu o mică parte așa. Cred că te-am tras eu și că te-am pătimit eu, nu doresc. Nici celui mai mare dușman al meu nu doresc să treacă prin că te-am trecut eu. A fost greu. M-a pus viața, m-a încercat pe toate părțile. Dar v-am zis niciodată să nu vă dați bătuți. Dacă vreți să faceți ceva, o să reușiți mai devreme sau mai târziu. Așa sunt eu. De fiecare dată când îmi propun ceva în cap, o să reușesc. Dar o să stau probabil într-un vlog anterior și viitor, sau cum vreți voi să-i spuneți, să vă spun în mare așa, să vedeți despre ce este vorba. Dar cu siguranță probabil mulți dintre voi o să vă cam săturați de plâns aici, pentru că viața mea, copilăria mea n-a fost una tocmai bună. Dar Dumnezeu are grijă de fiecare. Hai să terminăm cu asta. Chiar iar mă iași. Eu sunt prost, mai ales aici. Probabil o să vă cam săturați de momente dintre ele. Astea sunt, cred că, cele mai sincere și cele mai chestii și cele mai... Da, mă rog. Asta este. Nu, nici nu vreau să vorbesc despre chestiile astea, pentru că eu sunt genul de om care să și deschide mai greu. Și în momentul când faci lucrurile astea și ajungi să te deschizi, poate nu mulți înțeleg și e mai bine ca să le țin pentru mine și pentru ăștia care îmi sunt apropiați. Dar gata, să lăsăm astea la o parte și să ne continuăm ce avem de făcut aici, să ne ducem pas cu pas, step by step, să ne ducem proiectul la bun final. Da, domne, e ceva. Să rup de boabe, hai. La fel. Hai să mâncăm. De o mordeală, ne era mic. Uream să... Da, vezi că arde, uite. Să înting aici, nu. În asta. Da. Mamă, îmi vine apă în gură. Mamă. Asta arde. Bun. Muream să mă. Să țin un uleiul ăsta de. Mamă, cum e? Un ulei cu pâine, frate. Nu-ți mai trebuie mâncare. Mamă. Bă, ulei, nu credeam că o să mănânc ulei cu pâine. Eu mâncam untură, frate, pe pâine. Mm. Pentru că mic n-aveam, că n-aveam, așa erau timpurile. Și mâncam untură pe pâine și mă plictisesem de untură și mai aruncai ceapă ca să-i mai schimbi, ca să nu mai fie grețoasă așa. Îi mai aruncai sare pe ea. Uite, poate sunt mulți aici care se uită la noi și își aduc aminte. Mamă, ce bun. Mamă, dar e bun, bă. Hai să mâncăm, bă. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm un pic, că nu se mai poate. Deci îmi plouă în gură. Mă. Ai văzut ce gustare uleiul? Bă. E bun? Mhm. Dar ne-am mâncat niciodată ulei? Hai că am uitat să aduc ceva. Ce? Aha. Oricum mi-e prea foame. Dar mâncarea asta era un alt gust. Mâncarea care o faci pe lemne. Mordeala, uita muștarul.
Muștarul sau ce? Ce aia? Zacuscă. 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 Da, fraților. Vă lăsăm că poate sunteți mulți acum care sunteți nemâncați. Mi-e foame eu. Și vă facem poftă. Mamă, cum au ieșit, bă. La ceaun, la foc de lemne. Bă, cum este. Aici am galaș. O să facem plită. Ar fi o plită. Să facem cococi, mă, știi? Cococi pe plită, așa, direct. Exact, exact. Să mănânci cu scrumul ăla, cu cenușa, știi? Mm-hmm. Cu... Mam. Exact. Da, e... E alt gust, frate, e... Mm-hmm. E ce trebuie. Mmm. Mam. Și până la urmă nu e nimic complicat. Niște carne ca să nu dea stomacul în gol aici. Dar aici merge bine rău. De ce trebuie. Fraților, mâncăm și ne apucăm de treabă. Oameni buni, ușor, ușor, am terminat și cu mâncarea. Da. Și bineînțeles, am terminat și zacusca. Deci am terminat un borcan de zacuscă, eram rupți, eram rupți. Eram rupți zău. Și berea asta rece, nu prea e ea rece, dar bem de sete, că asta este, am mâncat. Mordeala să-ți fie de bine, că știi ce este acum, nu? Da. Exact ce ne place nouă cel mai mult. Ne dea un somn acum, da. Da, păi ne relaxăm puțin în betoane. Ne relaxăm puțin în betoane aici. Înduit ăștia vă dăm. Trebuie să punem plasa. Ziceam să facem, să băgăm pompa aia în fântână, să-i facem proba, să vedem dacă merge. Da, asta facem acum. Să vedem cum naiba facem, că o să ne trebuiască fir și acolo și aici. Scoatem apă, tragem firul. Știi ce zic? Păi și ce facem? Facem fiecare găleată de apă. Adică stai că avem vreo 3 găleți. Uh-huh. O să prindă bine și gălețile le-au. Așa facem. Câte sunt de făcut. Da, le facem ușor, ușor. E, băi, fraților, am terminat și noi de mâncat. Ionuț, văd că nu mai are stare. N-am stare deloc, ești nebun. Ai stare deloc, bă. Ia uite, îi fac proba. S-a apucat la... să taie lăstarea. Am luat o foarfecă din asta. După... Fac proba la foarfecă asta. Da? Taie bine, a? Bă, rupe, ești nebun. Dacă am călcat în ceva, îi râs să mor. Mă, ar fi. Și zicem să ne apucăm aici de garaj, să punem plasă jos aici, să dăm drumul la treabă. Să băgăm pompa, să... A, da, să băgăm pompa, dar zic să punem prima oară plasă, bă. Să punem aici, să pregătim cofragul, să pregătim, știi? Uh-huh. Și ne apucăm de treabă, zic să tăiem sârma asta, că o să legăm plasa de mustățile astea. Ce, bă, ia uite cum taie. Ia, taie bine, a? Ia. N-ai treabă, bă. Taie bine. Și nu mai suport să mai văd lăstare asta, băi. Taie ce bine. Mergem să selectăm plasa aia și să punem aici? Da, o să tăiem sârma asta de aici, o să punem plasa aia de acolo, o să alegem din spate de acolo niște plasă, să, da, bă, că e păcat de să punem aici. Ce? Merge băgat aici. Da, bă. Mai bătem ăsta? Păi bătut, mă, e bătut. Eu ziceam să-l stropim un pic. Da, o să-i dăm cu puțină apă să lege cu betonul, știi? Și leagă cu betonul și să și așează. Da. Zic, nu? Da, așa da, zic să și vedem, eu. Să vedem dacă găsim niște... Niște plasă, da. Pe mine nu o să mai mă vezi toată vara pe aici învălțat. Uitați-vă și voi cum umblă în tălpile goale și pe aici sunt numai puieți de ăștia, tăiați din... Hai, trebuie să luăm de asta mai mare, nu? Da, bă, trebuie să alegem de aici. Vezi ce putem să folosim. Uite, asta putem să o folosim. O îndreptăm-o da. Și putem să o folosim. Și legăm una de alta? Da. Și le punem acolo. Da, gen giontare, ca așa să zice, știi, o giontezi. O giontezi, da. O giontezi. O giontezi, da.
Păi hai să... Hai să tragem plasa asta de aici. Că văd că tu nu mai ai răbdare deloc. Măi, nu mai. M-am săturat, nu mai vreau. Dar îmi am eu chef de muncă. E, atunci ia și trage, na. Așa. Astea o să trească tăiate cu ceva. Da, bă, le scoatem noi de acolo cumva, că sunt niște rădăcini, niște astea. Că au crescut fine aici. Da. Păi gata, hai să ne apucăm. Filmează căpture, uite, vezi? Hai bă, vii cu plasa. Haide. Hai să o băgăm aici. De unde începem? Începem? Dintr-un colț de acolo, nu? Și dăm gen cu apă. Arși! Dăm gen cu apă peste plasa. Merge și peste, da, merge. O să bagă sub astea, nu? Da. Deci nu trebuia să le fi călcat. Sub, peste, eu zic că hai, merge, n-are nicio treabă. Ce tot îmi intră în picioare. Hai să o băgăm aici. Știi? Aha. Așa, da. Nu? Bă, așa, dar trebuie să treacă puțin, vezi tu plasa aici, să treacă peste fundația aia puțin. Mă. Na, vezi, umblă de scurt. Îl scot și merge mai departe. Se vulcanizează din mers. Bă, hai să tăiem ăsta de aici. Ce? Uite, ciotul ăsta sau ce e ăsta? Hai să tăiem cu drujba, dă un pic pe lângă el. Ia drujba. Să-l facem din asta. Nu? Da, ia drujba încoa. Sau poate să crească prin ciment ăsta? Nu, crește bă, ăsta, nu mai crește. Dacă am pus ciment peste el, nu mai. Zici tu? Da, ia drujba încoa, hai să-l tăiem. Terminăm cu plasa, nu? Da. Bă, da, uite, vezi tu? Ce zic eu? Uite, îmbinarea asta să nu fie una lângă alta așa. Știi, să fie puțin petrecută peste. Aha. Așa, gen, ca să aibă legătură, știi ce zic? Și o legăm după aia. Da, era bine să facem gen niște distanțieri, să nu stea lipită de nisipul ăsta, știi? Da, cred că o să-i băgăm țevile alea sau ce sunt alea, știi? Să stea un pic în sus, să aibă... Să alege pe ciment. Da, să aibă carne de beton, știi? Așa îi zice. Da, bă, păi și ce-i băgăm niște țevi ca să țină mai sus, așa. Băgăm țevile alea, da, nu? Da. Hai să le luăm pare. Hai. Am reușit să descâlcim sârma asta. Am pătimit acolo o grămadă până am făcut-o. Trebuia să o legăm un pic. Da. Strobim un pic aici să... Hai băi! Și o să trebuiască să mai băgăm niște țăfă sub aia. Țevilele acolo, de acolo. Da, distanțiere așa ceva. O să trebuiască să facem acum și pompa aia, să o băgăm în fântână, să vedem. Da. Să scoatem apă, că ne trebuie aici o grămadă de apă. Mm-hmm. Eu zic că avem șanse ca până diseară să și turnăm. Da. Nu? Păi, atunci hai să le legăm și ne apucăm ușor, ușor de turnat. Ce facem acum? Păi hai să ne apucăm de cofrag, nu? Dacă am terminat aici de pus plasă și tot ce trebuie. Adică să luăm plana aia de mașină, nu? Da. Hai să... Cât e ăsta scriu aici? Păi nu, are cât are? 5 metri și o scândură de aia are 4 metri. O să mai tăiem una, știi? Da, de ce? Să facem... le lași întregi? Da, putem să le lăsăm și întregi. Poate le mai folosim și în altă parte. Da. Acolo ce facem? Scobim? Da, o să luăm așa pe lângă... pe lângă fundația? Fundația aia, da, o să luăm puțin așa, știi? Așa? Și o să băgăm scândura puțin așa în pământ. Am înțeles. Hai să ne apucăm. Hai să luăm lemnul, după aia băgăm pompa. Da. Scoatem apă. Și în cele din urmă facem ciocolată. Clar. Mor de drag.
Hei, am terminat de cofrat. Să vedem cum naiba mordeală, cum facem cu golurile astea pe aici. Ce băgăm în golurile astea? Păi nu știu, ce zici să băgăm? Ștachez ceva? Ștachez, nu știu, niște saci de ciment, niște... Luăm folia de la saci de ciment ce rămâne, o luăm și o băgăm în astea. Dar începem gen să punem din mijloc, nu? Da. Nu? Da. Că intră în de... mijloc, dar e din spate, spre față. Da, începem din partea asta de aici. Spate, de aici mergem așa. Da. Spre față. Acolo o să-i lăsăm panta aia, așa, știi? Da, 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 știu ce zici. Hai să mergem să vedem ce facem cu pompa aia la fântână acolo, să vedem dacă mai e apă în fântână, dacă nu mai este. Hai să vedem nu... ce... Nici nu mai știu exact care e treaba pe acolo, hai să vedem dacă putem să facem ceva. Hai. Te, bă, asta este pompa. A. Este cam ruginită ea, așa. Merge, mă, n-ai treabă. Ha? Păi și ce vrei să facem? Să-i băgăm furtun de ăsta direct? Nu vrei să-i băgăm dintr-o ăsta? Păi din... Da, nu e bună reducția aia. Și asta, uite, e exact, ăsta e de 3 sferturi, dacă te uiți tu. Ai înțeles? Aha. Încălzit un pic? Încălzit un pic și îl băgăm direct. Sau uite pe asta, vezi? Pe asta, că asta merge în filetat aici. Ai înțeles? Aha. Și mai subțire și îl băgăm pe ăsta direct aici. Așa. Și îl ești cu sârmă și pa. Dăm o sârmă. De românească? Românească, cât să ne facem treaba azi cu ea. Și după aia vedem ce facem. Nu? Eu zic să o facem, nu mai stăm toată ziua să o scoatem. Păi da, bă, da. Băi, dă-i un pic cu de ăla, pe... Teflon, nu? Cu teflon. Teflon de ăsta. Curăță-l un pic așa la... Ca să prindă mai bine, știi? Da. A sunat fierului. Prinde? Prinde. Trebuie să prindă. Dacă nu prinde... N-are cum, dar trebuie strâns. Mă duc să iau cleștile ăla, știi, și să-l strângem bine. Sau, să sau mox. Mox de unde? Lasă-i dăm cleștile. A intrat bine ăsta, da, a? O mai mișcă ăsta de aici. Ia. Nu? Și ăsta-l prindem în șurub universal, nu? Da, da, da. Dăm de la... Franțuzesc. De la cu nod. Cu nod. Așa. Așa, o, facem o românescă, da. Și dai două, ca să fii sigur. Da, așa. Am improvizat aici, că nu prea am avut fir. L-am improvizat, am găsit ceva fir pe aici. Ideea este că ar trebui să legăm ăsta, să stea așa lipidă furtun, cu niște scoși ceva, dacă să-l țină lipidă firul? Furtun. Da. Păi dacă o scoatem afară după aia? Zic că acum eu zic că merge sau dar ce mă, ți-e greu să dai nu, cu... Nu mă, nu, dar te-am întrebat dacă merge. Cu un pic de scotch, că ăsta ține firul, știi? Da, mă, știu. Așa, nu? Da. Așa, da. Și așa îi facem la fiecare până la până o băgăm. De metru în metru, așa, nu? Din metru în metru, așa, da. Bă, fraților, am băgat-o. Se pare că mai are apă din ce se aude. Hai să vedem, să-i facem proba acum. Să-i facem proba să vedem. Să vedem dacă este apă. Mordeală, iei tu priza aia, bă? Iei priza aia? Hai, vină cu acuia să o băgăm, să vedem. Să vedem ce zice. Așa, domne. Ia uite, are și fir aici, nici nu mă gândeam că e atâta. O bag în priză? Da, păi, crezi că merge altfel? A plecat, bă, a pornit, auzi. Ia uite, bă! Bă, nu cred, deja vine apă! Ha? Oh! Merge, bă! Merge, bă! Gata, aia, putem să punem ceapa aici după ce facem gardul, după ce... Ia uite, și uzi de aici așa cu ea. Ce vorbești, băi? Mai treabă, bă! Bă, prinde totul contur, bă, prinde totul. Ia uite ce culoare are apa. Totul. Bă.
ce culoare are? Neagră, frate. Păi e normal, acum ai băgat pompa aia agitată acolo. Mamă, de 15 ani de când nu mai... Dai seama. Trebuie lăsat-o un pic să meargă. Da, dar la beton merge. La beton merge oricum. La beton merge. Bă, păi atunci hai să o oprim, bă. Da. Să oprim, am băi, testat, deci am nu, băgat-o, merge. Deci nu vine să cred, miroasa aia. Bă, ce-mi plăcea că miroasa ploaia, bă. Da, bă, știi? După ploaia. Ia, bă. Asfaltul, bă. Are gust de pământ, așa. De nămol. Da. Ce vorbe, ia uite. Aspre soare, se înalță argintii. Gata, ia, hai, hai să mergem în partea cealaltă. Gata, ți-am tăiat macaroana acolo. Bă, știi ce am putea să facem? Să mai prelungim ăsta. Cablu? Da. Până acolo? Da, hai că până la 12 noapte termină săptămâna acolo. Dar nu acum. Acum zic să punem în găle, să o luăm când ne trebuie. Hai, da, da. Ia, hai să tragem așa, să vedem cam cât vine. Cât ajunge. Ia, vino cu furtunul în coace. Cu furtunul și cu prelungitorul. Bă, dar ce e aici? O, trebuie să facem și noi un pic de ordine. Da, ora. Când era să facem? Ah. Hai. Hai, e bine, e bine dacă e până aici. Știi că e aproape aici. Păi da, dar o să ne cam încurci aici. Pentru că o să facem baltă pe aici. De ce? Ei, păi, de ce? Dacă îl bagi, îl tragi, că oricum trebuie să pui în betonieră, știi? Trebuie hai. Să bagi betoniera. Da, să... bine, hai, atunci. Bă, dar trebuie să strângem și cu la roaba. Da, bă, lasă că le strângem. Nu stăm acum de hai să terminăm de turnat betonul acolo. Fraților, că ne prinde noaptea, vedeți și voi că pune soarele. Hai. Mai bate și vântul ăsta păcătos rău. Ăsta trebuie strânse toate după aici. Toate, hai să turnăm și aha. Cu ce începem? Nu știu cu ce începem. Hai. Bagă apă în ele. Băi, nu vine să cred, bă, că avem apă, bă, avem curent. Da. Bă, totul prinde viață, bă, după 13 viață. Ani de zile. Bă, 13 ani de zile, nici mă gândeam că mai e apă în fântână. 4 găleți. 4 găleți. O să muncească găleții de astea ca robu, ca măgarul în pantă. În fin. Hai să le încărcăm. S-au lipit, mă. Sunt lipit. Da, ia bagă pompa, ia, dă-i drumul să umple în gălețile. Ia, hai, frate, ia. Ești gata? Da, dă-i drumul. Ia. 2, 3 și ia. Ia. Uite. Haide, hai fata. Gata, bă. Ce vorbești, bă, băiat? Mamă, dar ce neagră e apa, bă. E de obicei limpede, bă, da. Îți dai seama, da. Cotul din priză. De ce? De ce s-a oprit? Eu bag iar. Bag. Nu mai curge apa. Cum, bă? Acum curge. A prins ea vreo bulă de aia de... Bulă de aer? Bulă de aer pe furtun. Da, cum? Ca apă este, ai văzut. Cred că e mai mult de un metru jumate de apă. Da. Erau 4 metri, erau. Da, bă. Erau 4 metri, dar îți dai seama. Atâția ani de zile. Da. A mai secat, a mai... E tulbure rău de tot. Și pește-i să ne-a. Asta e spartă. Nu e spartă. Ia uite, curge. Uite, bă, uite, curge, na. Aia a fost umplut. Oprește, nu mai pune în ea. Las că punem... Faci și balta aici, ți-am zis. Ia-o pe aia de aici. Mută, dar ia-o pe aia de aici. Băi, în sfârșit, bine că avem apă. Ia-o pe aia de aici, că... Bă, dar de ce-i spartă, frate? Trebuie să le-o dăm înapoi. Tu ai zis să luăm de-astea negre, că sunt bune. Aia, asta s-a... uite, băi, din fabrică, bă, nu e de la... Aia, e din fabrică. Din fabrică, lasă că punem cimentul. Da, o băgăm... Poți dă-mi priză. O băgăm pe partea cealaltă. Aia, da, domne. Ai răbdare. Da, domne, altă viață. E, avem apă. Bă, este. Și zic să ne apucăm să urmăm. Bă, și eu zic la fel, da. Și eu zic la fel, frate, că nu se mai poate, nu mai ține.
Am făcut și pompa, am făcut toate astea, am făcut și ăsta, am și bătut, am pus plas. Dacă mai și turnăm, înseamnă că suntem băieți. Hai să luăm niște ciment aici. Suntem băieți de băieți. Gata, fraților, o să bag pe repede înainte să vedeți aici cam cum se toarnă și cum se muncește așa cu drag și spor. Să sperăm că terminăm. Acum, dacă ne prinde noaptea, Mordeală, n-avem cum să facem altfel decât să terminăm de turnat. Da, bă. Hai, să-i dăm drum. Oameni buni, prima roabă, să dea Dumnezeu să ne meargă totul. Ne-am dorit și să fie totul bine. Prima roabă de beton care se mai pune după, nu după 13 ani, că nici acum 13 ani când am plecat eu după aici, cred că sunt vreo 20 de ani de când nu s-a mai pus o palmă de ciment în curtea asta aici. Așa că urați-ne succes și fiți lângă noi. Mordeală, prima roabă de asta. Bă, unde? Trebuie să scriem aici undeva Ionuț și Mordeală, unde, după ce terminăm aici așa, da, pe asta și pe gar la fel. Da. Pentru că pe noi cade capra să muncim aici ca robii. Fraților, eu o să vă las să vedeți pe repede înainte totul, cu excepția primei roabe. Da. Hai, Mordeală, dă-i cu ea, hai. Păi unde? O băgăm la stâlpul ăsta aici, că e prima. O bagi la stâlpul aici? Hai. Ar trebui dat-o un pic aia așa, plasa. Nu, no, că trece până ea, lasă. Dă-i atunci, ia. E... prima roabă. Să fie într-un ceas cu cuc. Doamne ajută. Doamne ajută, fraților. Prima roabă. Mordeală, ar trebui să-i bage aia pe stâlpi. Etrierii. Păi da, putem să-i băgăm după aia, după ce turneu. Aici da, putem să băgăm etrierii. Da? Da, n-are treabă. Ce merg băgați după aia. Ăsta lui tase m-a fost. Na, păi bun, păi în partea aia l-ai băgat, de aia ziceam. Ce? A, n-are nimic. Băgat acolo. Fraților, ne apucăm, îi dăm pe repede înainte. Ați văzut că încă s-a muncit azi aici. Cred că cu siguranță nu mai are nimeni nimic de obiectat. Că nu s-a muncit sau că n-a muncit azi sau că nu știu ce. N-are nimeni ce să zică pentru că doar noi știm azi. Azi s-a băgat la modul... La forță. S-a băgat forță. Vă lăsăm pentru că trebuie să terminăm placa asta. Și nu vreau să lungesc foarte mult cu vorba, cred că e singurul episod care nu prea a vorbit așa mult. Dar hai să ne apucăm. Iese Mordeală? Iese, bă. Iese, a? Iese asta, da. Pa aia, bă, n-am mai stat să-i facem stâlpi, să tragem cum să trage șapa normal, știi? Turnăm așa și turnăm niște șapa autonivelantă, știi ce zic? Mhm. Uh-huh. După aia, că ne-a luat seara, după aia trebuia să stai să tragă stâlpi aia, puteam să-i facem doi stâlpi pe jumate, așa, știi? N-am mai stat, știi? Cum, bă, doi stâlpi pe jumate? Bă, doi stâlpi așa, știi? Da, ieși până în capul celălalt. Ai înțeles? Uh-huh. Trebuia să aștept să tragă, să usuci, după aia trăgeai cu scândura asta pe ei. Aha. Uh-huh.
Ai înțeles? Dar trebuia să stai să tragă o leacă, să nu... Da, n-am înțeles, mă rog. Și așa ai băgăm niște șapte de auto în izolant. După ce facem... Tu ești... După ce... Tu ești maestru șef, eu nu mă prea pricep, așa că... Bă, dar nu știu, trebuie să facem aici unde ne pricep. Da, dar dacă te înjură, te înjură pe tine, că nu mă pricep. Dacă te înjură, dar nu ne înjură nimeni, mă, că noi suntem muncitori. Da. Să-ți văd eu ăsta aici terminat, mai am cât e aici de băgat. Băgăm aici ca... Trebuie să punem proiectorul ăla aici să avem lumină aici, că e jale. Bă, oameni buni, noi suntem la jumătate, chiar am trecut de jumătate. După cum vedeți, nu putem să stăm să filmăm tot. Ce-i drept e că băgăm aici ca urși. Băgăm aici, am băgat, dar am muncit azi, că n-am muncit în toată cariera mea de muncitor. Da, eu. Am băgat, dar nu mai zic nimic. A băgat ghiță la betonier, dar nu s-o ținea betoniera după el. Nu te țineai de mine, și așa vreau să dau burta jos, deci nu e nimic rău în asta. Azi ai trasă. Am băgat azi, da, ai băgat azi. Bă, una peste alta prinde totul contur, chiar dacă e dezastru ce este pe aici, pentru că e șantier, fraților. O să fie mulți care probabil o să comenteze. Dar de ce nu sunt ele așa? Dar de ce e dezordine? Dar de ce, fraților, e dezordine? Abia pentru... am avut timp să mâncăm azi. E ceasul 9 și noi n-am mâncat astă seară. Și probabil ne mai ia cel puțin o oră, dacă nu mai mult. Dar va ieși bine. Va ieși ce trebuie. Zilele următoare ne apucăm să și ridicăm. Da. Dar o să vă las să vedeți finalul, o să vedeți pe repede înainte, așa, adică cam ce se face într-o oră, voi o să vedeți în 15 secunde, așa. O să facem și o prostie cu Duba, cred că o să facem o prostie cu Duba, dar să vedem mâine, cred. Da, nu știu ce să zic. Nu știu, deci... Deci nu se bagă. Nu știu, nu m-aș băga. Am pus un ștachete dintr-o asta de la am cumpărat. Acum am pus un proiector sus acolo, după cum vedeți și voi, să ne lumineze aici. Mai e un proiector în dubă care ne luminează, să punem apă în găleții acolo, după cum vedeți gălețile în față. Că nu ne ajunge cablu să venim până aici. O să mai facem mâine ce mai e de făcut. Dar să terminăm ce am început aici, nu? Așa că vă lăsăm pe repede înainte și o să revenim cu finalul. Nu mordeală? Da, trebuie. Trebuie! Haide, pe repede, înainte!
Oameni buni, am terminat, am spălat și betoniera. Am terminat și aici, nu știu cât de bine se vede acum, pentru că deja este 12 ceasul. Mai avem foarte puțin. Mai avem decât partea asta aici. Da, aici. O să vă arătăm, o să vă arătăm așa în mare, să vedeți despre ce este vorba și cum a ieșit. Ia. Ce notă îi dăm lui Mordeală? Ia scrieți în comentarii aici. Cum? Ce notă să-ți dea? Păi nu știu, să ne lasă oamenii aici în comentarii note și... Haide, aici a ieșit drept. Dacă treceai și aici cu ăla... Păi nu, deci acolo în spate, ca să se leagă și oamenii, știi? Așa? Deci i-am dat la drept, puțin, deci i-am dat la drept cu puțină pantă spre față, știi? Aha. Deci din dreapta și din stânga i-am dat pantă spre jumate. Și din capătul celălalt i-am dat pantă spre față, știi? Deci toată jumatea asta, dacă în caz că intră apă... Ceea ce nu prea cred? Clar. O să se scurgă, dar e o pantă foarte mică, de 0,5 maxim un centimetru, hai să zic un centimetru, știi? Pe jumatea asta. Și se scurge toată apa aici, în față. Dar na, vedem acum dacă o să intre apă și... Nu? Hai, nu intră, mă. Mai da, trebuie acolo, mai trebuie completat acolo sau ajunge? Nu, păi da, nu. Mai avem aici în roabă puțin câteva lopeți și cam asta e. Deci, cu alte cuvinte, cam închem ziua de azi. Arătăm cum arătăm. Suntem vai de capul și de steaua noastră. E ceasul cât e, 12 sau cât e? 12. Ce mai? Fără 15 minute, azi, ce mai sunt 15 minute? Azi chiar s-a muncit cu eforturi masive. Treziți de la 7 de dimineață. O să închidem vlogul. O să revenim cu alt vlog să vedeți pe zi cum a ieșit și avem o grămadă de treabă pe aici. Așa că dacă ne apreciați, nu uitați să ne dați un like, să ne lăsați un comentariu aici, să ne spuneți părerea voastră. Fie bună, fie rea, noi le acceptăm pe toate. Eu am fost Ionuț Ghiță. Eu am fost Mordeală și apreciem mult dacă ne susțineți aici cu un comentariu, cum a zis și Ghiță, cu un like, cu ce vreți voi, numai să fiți aici alături de noi. Da, 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 e berea de vină. Fraților, vă pup, vă iubesc pe toți și ne auzim cu vloguri noi. Uitați să dați like.